Vom mai zăbovi în Isaia, am putea sta probabil câteva luni de zile în cartea asta, dar în seara aceasta aș vrea să găsim în Isaia tiparele mântuirii, tiparele mântuirii noastre, mântuire pe care Domnul Iisus Hristos a venit să ne aducă, să ne înfăptuiască. Și Isaia fiind evanghelistul Vechiului Testament, nici nu ne mirăm că e plin de Domnul Iisus, plin de tiparul acesta al mântuirii noastre. Aduceți-vă aminte de pauza de vreo 400 de ani dintre cele două testamente, doar ca să nu uitați pauza dintre capitolul 39 și 40 din Isaia. Cu alte cuvinte, în momentul în care Zedechia coboară obloanele, după mine potopul, profetul întoarce spatele istoriei. Și asta ar trebui să fie un semn de atenționare pentru fiecare dintre noi. Îndelunga răbdare lui Dumnezeu nu este o veșnică răbdare. Atunci când Ahaz în capitolul 7 zice, nu vreau să ispitesc pe Domnul, el deja avea deciziile luate, chemase în ajutor pe împăratul Asiriei, a întors spatele lui Dumnezeu și Dumnezeu îi întoarce spatele prin profet și 20 de ani Isaia nu îi mai vorbește lui Ahaz. La fel se întâmplă cu Ezechia, după capitolul 39, în care el zice, cel puțin în timpul vieții mele va fi liniște și pace, după mine potopul. El a uitat că stă pe scaunul de domnie al Domnului și el, practic, este în planurile lui Dumnezeu, nu Dumnezeu în planurile lui. Și de aceea Isaia întoarce spatele istoriei și privește pe cularul profetic spre zările viitoare, spre întoarcerea din robia babiloniană, apoi spre zările mesianice și eschatologice. Deci între ultimul verset din capitolul 39 și primul din capitolul 40 trec vreo 160 ceva de ani. Dar ca în Biblie, așa e și în cartea Isaia. 6 cărți în Biblie, 6 cărți în Biblie, 6 capitole în Isaia, o pauză între primele 39 și cele 27 și în Scriptură și între capitole. Dacă țineți minte, data trecută am trecut prin câteva lucruri. În primul rând, am văzut legătura cu Deuteronomul. Deuteronomul se termină, pe iau cerul și pământul martori împotriva voastră. Isaia se deschide într-o sală de judecată în care Dumnezeu cheamă cerul și pământul la bară ca să mărturisească împotriva poporului său. Apoi am văzut locul cărții Isaia în istorie și în inima lui Dumnezeu. Am privit apoi perspectiva din care este scrisă cartea și pentru că Isaia întoarce spatele lui Ezechia în 701, imediat după ce Senaherib se retrage, după ce Dumnezeu omoară 185 din ostașii lui și în loc să se laude cu Dumnezeu, el se laudă cu sine și cu armele și cu bogățiile lui în fața trimișilor Babilonului. Și atunci când îl nesocotești pe Dumnezeu și te ridici pe tine fără niciun merit, nu te mira că Dumnezeu spune, îmi pare rău și eu am să mă leapăt de tine dacă tu te-ai lepădat de mine. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Și de aceea Isaia își rescrie cartea din perspectiva anului 701 și am văzut. Avem primele 9 versete, primele 6 capitole, primele 6 capitole, 39 de capitole. Diferența între aceste trei secțiuni este că ultimul verset din primele două, versetul 9 și versetul 13, se termină pe lumină, pe mântuire. Capitolul 39 nu are acest aspect și de aceea reclamă capitolele 40 la 66. Fără 40 la 66, tiparul pe care îl oferă Isaia nu e complet. Și de aceea eu nu pot să cred într-un deutero sau tritero Isaia. Nu, este un singur Isaia și el poate vorbi, dragii mei, pentru că este în prezența lui Dumnezeu despre evenimentele viitoare. Am terminat cu structura și cu mesajul cărții și ne-a rămas relevanța cărții. Cu alte cuvinte, la ce ne folosește cartea Isaia nouă astăzi? De ce e relevantă cartea pentru noi? Aduceți-vă aminte că noi călătorim în pași foarte mari, foarte alerți, prin cei 7 ani ai programului Istoria Binecuvântării al pasului exegetic. Deuteronom, Isaia, Ioan și Psalmii regal mesianici.
Dacă țineți minte înșiruirea tematică a anilor, atunci, în anul întâi în care ne aflăm, practic, renodarea relației cu Dumnezeu este în centrul atenției noastre. Și la asta m-aș opri și în seara aceasta în cartea Isaia, cum am încercat și în cartea Deuteronom. Dar odată ce ai ajuns în prezența unui Dumnezeu sfânt, cum trăiești în prezența Lui? Fiți sfinți căci eu sunt sfânt, spune Dumnezeu în Levitic și repet apoi în 1 Petru. Dar dacă nu ne-a luat la cer, ne întrebăm, de ce ne mai lasă aici dacă ne-a mântuit? Pentru că ne vrea în preoție, dragii mei, ca și agenței Lui, ca și martorii Lui. Veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim până la marginile pământului. Care sunt condițiile conlucrării cu Dumnezeu? Dar noi suntem pe teritoriile dușmanului și de aceea am pus întrebarea în anul 4, care sunt pericolele care amenință relația cu Dumnezeu. Aici avem păcatul care duce la moarte. În 1 Corinteni, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cade. În Evrei 6 și 10, groapa imensă a păcatului cu voia. Și când te sperii în anul 4, pui o întrebare, Doamne, dacă ne-ai lăsat aici, nu ne-ai oferit nimic? Ce trebuie să facem să ajungem la țintă? Să răspundem cu credincioșie la credincioșia Lui. Anul 5. Și, dacă o facem, avem vreun câștig? Anul 6, anul 7. Anul 7 încheie cu Dumnezeu însuși, descinzând în cotidian prin felul în care îl vedem în prezența lui Daniel și a tovarășilor lui, și în cuptorul de foc, și în groapa cu lei, dragii mei, și în fața marelui împărat Nebucadnețar. Dar suntem în anul întâi și aș vrea să adunăm într-un fel anul acesta, sau cel puțin cartea Isaia, pe tema anului. Cum intrăm în relație cu Dumnezeu? Cum se renoadă relația cu Dumnezeu? Păcatul, dragii mei, ne-a atins pe absolut toți, pentru că am fost în coapsele lui Adam, în grădina Eden, când Eva a întins mâna și Adam a luat din mâna ei fructul oprit, eu am întins mâna, tu ai întins mâna. Și în felul acesta, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, ne spune Pavel în Romani. Dumnezeu în felul acesta, așezându-ne în primul Adam, a închis pe toți oamenii în neascultare. Dar de ce a făcut-o? Pentru ca să poată aibă îndurare de toți. Și El nu schimbă regulile în timpul jocului, dragii mei, ci toate le-a pregătit înainte de întemeierea lumii. Al doilea Adam l-a avut în coapsele lui pe primul Adam și pe tine și pe mine și întreaga omenire. Întreaga omenire. De aceea am cântat, păcatul lumii a purtat să stăm iertați sub crucea lui. Dar dacă ne întoarcem la poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu a chemat pe Avram și prin Avram pe urmașii lui și a intrat într-un legământ cu ei la Sinai. Dar legământul a fost condiționat. Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Cu alte cuvinte, nepăzirea poruncilor lui Dumnezeu sau nelegiuirea rupe legământul. Și asta s-a întâmplat la Sinai cu vițelul de aur și Dumnezeu în Exod 34 trebuie să renoade legământul la insistențele lui Moise. Dar în momentele în care legământul este pe punctul de a se frânge, Dumnezeu trimite pe profeții lui pe scena istoriei. Rolul profetului este să cheme poporul înapoi la legământ, ademenindu-l cu binecuvântările lui Dumnezeu și sperindu-l cu blestemele lui Dumnezeu. Și de aceea, în desaga profetică, ai și binecuvântări și blesteme. Și din binecuvântări și blesteme, practic, se alcătuiesc oracolele profetice. Din binecuvântări și blesteme. Dar observați, binecuvântările și blestemele sunt un răspuns, sau dacă vreți, o ademenire a poporului care, din pricina nelegiuirii, este pe punctul de a întoarce spatele lui Dumnezeu. Am citit împreună primele 9 versete și am văzut că am crescut niște copii, dar ei mi-au întors spatele. Boul cunoaște pe stăpânul său și măgarul este la stăpânului său. Israel nu mă cunoaște. Dar dacă e adevărat ce spune Scriptura, plata păcatului este moartea, atunci aceste blocuri din care profeții construiesc oracolele lor profetice au anumită logică, afară de ultimul dintre ele, mântuirea. Mântuirea devine și rămâne un paradox.
Dacă mă uit acum ce se construiește din aceste blocuri arhitectonice fundamentale, atunci, în dreptul nelegiuirii, am o sală de judecată și o acțiune judiciară. Profetul vine și așa s-a deschis Isaia, într-o sală de judecată. Dar apoi, dacă judecata a dovedit nelegiuirea, pedeapsa este inevitabilă și vaetele profetului vin să anunțe, într-un fel, iminența judecății. Spuneam că mântuirea sau promisiunile mântuirii sunt un paradox și ne întrebăm ce îi dă dreptul unui Dumnezeu drept să ofere mântuirea când vinovăția este dovedită, da? Când vinovăția este dovedită, ce șanse am să stau în prezența unui Dumnezeu drept atunci când vinovăția mea este reală? Ce șanse are un muritor în fața unui Dumnezeu care trebuie să-și împlinească promisiunile, legea? Răspunsul este, am nicio șansă. Sau, n-am nicio șansă. Și totuși, și ăsta este paradoxul. Și am văzut data trecută, trecând prin Isaia, că Dumnezeu oferă mântuirea, în mod paradoxal, da? În ciuda faptului că merit pedeapsa. Întrebarea este în ce condiții și ce anume apără dreptatea lui Dumnezeu. Observați, dacă m-aș întoarce și aș scoate afară mântuirea, atunci plata păcatului fiind moartea, singura soluție a lui Dumnezeu este ca să împlinească legea. Și legea nu o putea împlini împotriva oricui sau asupra oricui. Trebuia să o împlinească asupra celuia care avea în coapsele lui întreaga omenire. Cu alte cuvinte, unul singur a putut plăti pentru toate păcatele lumii, ca noi să stăm iertați sub crucea lui. Și acesta a fost al doilea Adam, întrupatul fiul al lui Dumnezeu. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, iată-mă, trimite-mă, spune el. Nimeni altul nu putea rosti astfel de cuvinte și nu putea împlini o astfel de lucrare decât întrupatul fiul al lui Dumnezeu. Ba mai mult, dacă Domnul Iisus nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și dacă El și Tatăl nu sunt una, dragii mei, nici El nu putea împlini în locul Tatălui, pentru că, practic, unitatea dintre Fiul și Tatăl îi dă dreptul lui Dumnezeu să fie în Hristos, împăcând lumea cu sine. Ei, din pricina aceasta, observați, toate oracolele mântuirii încep să fie paradoxul, se dezleagă și începem să înțelegem în ce măsură Dumnezeu, un Dumnezeu drept, poate să-mi dea mie unui om păcătos totuși mântuirea în condițiile lui, nu în condițiile, în condițiile mele. Am să fac doar o referire la Ezechiel, l-am amintit data trecută, pentru că în Ezechiel, capitolul 20, este o recapitulare a istoriei lui Israel. Deja Ezechiel este în Babilon, Ierusalimul este pe punctul de a se frânge, în capitolul 30 cade Ierusalimul, sau poate ceva mai devreme, în 31 se remandatează Ezechiel pentru o lucrare profetică viitoare, luminoasă, da? Sunt cele mai frumoase capitole. Dar în capitolul 20, bătrânii vin să întrebe pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice să mă las întrebat de ei, judecă-i și vorbește-i. Și observați, există un tipar pe care l-am amintit. În primul rând, sunt acțiunile îndurării lui Dumnezeu. Apoi este răzvrătirea poporului. Și Dumnezeu, când vede poporul răzvrătit, este pe punctul să-i nimicească. Și mâna lui se oprește, mânia lui încetează din pricina numelui său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut ceva în istoria precedentă care îl obligă să-și ducă planurile mai departe în ciuda vinovăției poporului sau în ciuda vinovăției mele sau în ciuda vinovăției tale. Nu vă înșelați de cuvintele mele, pentru că eu nu vreau să vă spun că indiferent ce faci va fi bine pentru tine. Nu despre asta e vorba. Dumnezeu rămâne credincios față de sine și își va duce planuri la îndeplinire cu tine sau fără tine, cu mine sau fără mine. Dar credincioșia lui, dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios față de sine, căci nu se poate tăgădui singur. Observați, din pricina jurământului
rostit pe muntele Moria, Dumnezeu nu și-a lăsat loc de întors. Și El va binecuvânta familiile pământului prin sămânța lui Avram. Și de aceea istoria continuă, nimicind o bună parte din poporul său și păstrând mereu o rămășiță. Mereu o rămășiță. Deci nu toată lumea s-a bucurat, dragii mei, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că cei care n-au vrut să se pocăiască au pierit. Au pierit atunci, vor pieri acum, vor pieri, dragii mei, și la judecata finală. Uitați-vă doar la câteva texte pe care le-am avut înaintea noastră. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei, aceasta se va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Observați rostirea lui Dumnezeu, această rostire a întrupării în istorie este făcută fără vreo condiție. Dumnezeu a zis, nu, sămânța femeii îți va zdrobi capul. Dacă vine în capitolul 12, din sămânța femeii este ales Avram și prin Avram urmașii lui. Apoi în capitolul 15, Dumnezeu încheie un legământ unilateral și irrevocabil cu el când trece printre dobitoacele junghiate și despicate. Iar în capitolul 22, pe muntele Moria, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Observați, Scriptura este plină de astfel de promisiuni ale lui Dumnezeu care îl obligă ca din pricina numelui lui să se oprească și prin sămânța lui Avram să aducă pe scena istoriei pe Mântuitorul despre care vorbește cartea Isaia. Deci vorbim despre tiparele mântuirii în Isaia. Mântuirea, ca să fie posibilă, mai întâi păcatul care ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu trebuie rezolvat. Și rezolvarea păcatului, dragii mei, are și un aspect istoric și un aspect personal. Cu alte cuvinte, undeva în istorie a trebuit să se întâmple ceva care să aducă un izvor de îndurare pentru toată omenirea. Pentru că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Deci ca să fie posibilă mântuirea, era nevoie de o cruce înfiptă în solul acestei planete, undeva în istorie, dragii mei, în pământul nostru. Unul dintre noi, și acest unul dintre noi, nu putea fi decât întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. O, dar mântuirea nu este finalizată atunci când păcatele mele sunt iertate, pentru că păcatul m-a aruncat în brațele lui Satan, murind împreună cu Hristos, relația cu Satan se rupe, dar mă întreb, cum se renoadă relația cu Dumnezeu? Relația cu Dumnezeu nu se renoadă decât când cazi în brațele Tatălui, când intri în prezența Tatălui, când Duhul lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt coboară să locuiască noi. Atunci e pace, atunci este înfiere, atunci este împăcare, doar în urma pecetluirii cu Duhul Sfânt. Notați, vă rog, crucea și porumbelul, da? Crucea, simbolul jertfei Domnului Iisus, porumbelul, simbolul coborârii Duhului Sfânt. Și toate acestea s-au întâmplat în istorie și nu s-au mai repetat, dragii mei, de atunci. Există un eveniment istoric unic și irepetabil, așa cum este crucea, așa este, sunt rosalile, un eveniment unic și irepetabil. Dar nu uitați, ca mântuirea să fie posibilă, păcatul trebuia rezolvat și apoi Duhul Sfânt trebuia să coboare, să fie revărsat peste planeta noastră. Vă spuneam, trebuie să distingem între aspectul istoric și aspectul personal. Trebuie să distingem între aspectul istoric și aspectul personal. Și aș începe și aș insista pe aspectul istoric, pentru că despre asta vorbește Isaia. Da? Isaia vorbește despre un eveniment istoric care rezolvă într-un fel și păcatul și revărsarea Duhului Sfânt. Și asta n-au nimic a face cu mine sau cu tine acum. Doar când duc lucrurile la nivel personal, atunci trebuie să vedem cum se aplică acest eveniment istoric unic și irepetabil la viața mea, la viața ta, de-a lungul istoriei, la toți muritorii care au trăit pe pământ, dacă Dumnezeu voiește să mântuiască pe absolut toți oamenii. Înseamnă că fiecare în parte, mântuirea este personală și de aceea fiecare în parte trebuie să beneficieze și de iertarea păcatelor și de umplerea cu Duhul Sfânt sau de
transformarea trupului lui într-un templu al Duhului Sfânt. Dar Isaia vorbește, spuneam, despre aspectul istoric și vreau să țineți în minte diferența dintre cele două aspecte, dintre aspectul istoric și aspectul personal. Și dacă aveți întrebări, notați-vi-le și aș vrea să le aud. Dar priviți înaintea voastră, aveți toată istoria, poate că ar trebui să mut povestea asta un pic mai încolo, să trag ecranul un pic mai aproape de mine, ca... Aveți toată istoria și am așezat cartea Isaia undeva în jurul anului 750 înainte de Hristos. Dar ca rezolvarea păcatelor să fie un aspect istoric, atunci Isaia trebuie să-mi vorbească despre un eveniment unic în istorie legat de crucea Domnului Iisus Hristos. Înțelegeți? Noi suntem în 750 înainte de Hristos. Ori acest eveniment istoric care rezolvă păcatele și deschide ușa pentru revărsarea Duhului Sfânt, obligatoriu trebuie să se refere la venirea, întruparea Fiului lui Dumnezeu, la crucificarea Lui, la învierea Lui din morți, la înălțarea Lui la cer pentru a trimite pe Duhul Sfânt. În ultimă instanță, lucrul acesta s-a întâmplat în istorie o singură dată. O singură dată. Ea are efecte ulterioare, dar s-a întâmplat o singură dată și Isaia despre această singură dată din istorie vorbește în profeția sa. Dar m-aș întoarce în Genesa, pentru că în Genesa, capitolul 15, avem legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram. Avrame, și ei spune ce să facă și Avram ia toate animalele, le despică, creează un culoar, se așează la capătul culoarului și l-așteaptă pe Dumnezeu să vină pe la celălalt capăt, că așa se încheiau legămintele atunci. Trecea unul pe lângă celălalt și strigau, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă eu voi călca legământul. Avram așteaptă, vine întunericul, adoarme, are un vis, Dumnezeu îi vorbește și... Când se face întuneric, niște flăcări de foc au trecut printre dobitoace. Și Avram nici nu s-a dezmeticit. Și Dumnezeu a zis, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, Avrame, dacă eu voi călca legământul. După care a repetat, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, dacă tu, Avrame, și urmașii tăi vor călca legământul. Wow! Avram a rămas buimac. Observați ce spune textul. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram, nu Avram cu Domnul. Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Legământul avramic este unilateral și irrevocabil. Dar care să fie prețul acestui legământ? Cu alte cuvinte, cum, când se va împlini? Cine va împlini? Cine își va lăsa trupul frânt, cum este trupul acestor dobitoace, din pricina păcatelor poporului său, a lumii întregi? Avram, dragii mei, trebuia să înțeleagă prețul legământului. Trebuia să înțeleagă prețul legământului. Dar de ce, mă rog frumos? Pentru că el este tatăl multor neamuri. El este tiparul de credință. Și ca să fie tipar de credință, dragii mei, pentru toți credincioșii din lumea aceasta, din universul acesta, cel puțin el trebuia să priceapă despre ce este vorba. Și de aceea, în capitolul 22, practic, Avram trebuie să guste sau cel puțin să anticipeze prețul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu el în capitolul 15, versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată, m-a răspuns el. După aceste lucruri, 22, ce-o fi fost în 20, 21? Păi, Avram... În 18 întâlnește trei oameni și invită și le dă de mâncare și află că sunt îngerii Domnului, doi comoară în Sodoma și unul rămâne să vorbească cu el. Și Avram începe să negocieze. 50, 45, 40, 30, 35, 35, 30, 20, 10. Dacă voi găsi 10, nu voi nimici cetatea. Avram renunță. Putea cobori un pic mai jos. El a numărat repede pe Lot, pe fiii lui, pe fiicele lui și zice, cel puțin ei au rămas lângă Domnul. Nu, dragii mei, n-au rămas nici ei lângă Domnul. Și Domnul s-a înălțat la cer de la el. Dar i-a făcut o promisiune. La anul pe vremea aceasta, Sara îți va naște un fiu. Wow!
De 25 de ani aștepta momentul acesta. A forțat mâna lui Dumnezeu prin Agar și Ismael și a trebuit să-l alunge pe Ismael, dragii mei, și pe Agar. Dar acum Dumnezeu s-a încutiat într-un fel și Avram îl are la mână, la anul pe vremea aceasta. Știți ce face el? Îl pune la încercare pe Dumnezeu. Doamne, te aștept de 25 de ani. Și o ia pe Sara și o împinge în mâinile lui Abimelec. Mai făcuse treaba asta în Egipt. Deci nu era un lucru nou pentru el. Da? Și Dumnezeu se arată noaptea lui Abimelec și îi spune, vezi că e un proroc. Dă-i nevasta înapoi. Și Abimelec, ăsta proroc? O, când ești prorocul Domnului, trebuie să te încarci cu poverile de pe inima Domnului. Ori povara de pe inima Domnului, dragii mei, nici măcar nu o bănuia Avram. Și după aceste lucruri, Domnul a pus la încercare pe Avram. Domnul a scos cămașa. A scos-o pe Sara, a împlinit promisiunea, au lăsat să treacă 25-30 de ani, inima lui Avram se lipise de Isaac și Dumnezeu îi vorbește. Iată-mă, a zis el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Nu simțiți cum i-a vrut pumnalul așa în coastă și a început să răsucească? Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Și du-te în țara pe care ți-o voi arăta și adu-l ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta. În țara Moria și adu-l ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta. În Isaia, muntele acesta are o valoare profetică și noi am mai vorbit despre ea și v-aș aduce aminte pentru că suntem în cartea Isaia, dar natura profetică este evidentă. Muntele acesta, practic, este muntele pe care Avram a zidit altarul, a pus lemnele, Isaac s-a așezat pe altar, a ridicat junghierul și era pe punctul. Dragii mei, ca proroc al lui Dumnezeu, trebuie să simți ce simte Dumnezeu, să trăiești ce trăiește Dumnezeu, să te încarci cu poverile de pe inima lui Dumnezeu. Imaginați-vă, pe muntele acesta, Dumnezeu își privea pe fiul său, pe singurul lui fiu, pe care îl iubește. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, pe Iisus, nu pe Isaac, da, pe muntele acesta. Versetul 2. Pe un munte pe care ți-l voi spune. Pe versetul 3. A pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Versetul 4. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul. Când a ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a pus locului aceluia numele. Tată, uite focul, uite lemnele, unde-i mielul de jertfă? Jehova Ire. Domnul va purta de grijă. De aceea se zice până în ziua de astăzi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Știți istoria? Când îngerul Domnului oprește mâna, berbecele a încurcat cu coarnele în tufiș. În locul lui Isai. În locul lui Isai. Pe muntele pe care Domnul va purta de grijă. Dacă mă gândesc la toată cartea Isaia și la muntele unde Domnul va purta de grijă, ca să încarc, dragii mei, cu semnificație muntele acesta, când citiți cartea Isaia, de peste 30 de ore apare muntele, muntele Sionului, muntele unde locuiește Dumnezeu, în diverse feluri, da? Muntele casei Domnului, muntele meu cel sfânt, de peste 30 de ori apare muntele. De ce e atât de preocupat Isaia de muntele acesta? Notați, vă rog, suntem pe planeta Pământ, într-o țară mică, uitată de lume, acum nu, pentru că toate televiziunile sunt pe ei, și este un punct fix în geografie și în istorie. Și punctul acesta fix este locul în care Dumnezeu locuiește și în care Dumnezeu avea să rezolve problema păcatului întregii omeniri. Eu am spicuit doar câteva texte din cele 30 de texte, dar dacă vă uitați, ele se rup în două și se împart în două coloane diferite.
Avem capitolul 25, versetele 6 la 8, legat de prima venire a Domnului Iisus Hristos. Și avem toate celelalte texte legate de escatologie, de sfârșitul istoriei, de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Fără prima venire, a doua venire n-are niciun sens. Pentru că prima venire, dragii mei, garantează a doua venire nu ca să se aducă jertfă pentru păcat, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă, spune autorul epistolei către evrei în capitolul 9. Dar mai mult, dacă a venit ca leu în a doua venire, a trebuit să vină ca miel la prima venire. Doar în baza jertfei, el a putut să calce în picioare pe toți vrăjmașii lui, să-i pună așternut al picioarelor lui. Și asta se va întâmpla la doua lui venire. Uitați-vă în Isaia, capitolul 43. 24 cu 23. Isaia 24 cu 23. Suntem la finalul escatologic al istoriei. Dacă mă întorc înapoi, observați, suntem pe coloana din dreapta. Și de ce am luat un text de pe coloana din dreapta? Ca să-mi ridice o întrebare, dacă asta e ținta, cum ajung la ea? Cum ajung la ea? Da? Este finalul escatologic al istoriei. Versetul 23. Luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază. Semne escatologice de-a lungul profețiilor Vechiului Testament. Căci Domnul Oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Domnul Oștirilor. Citiți Zaharia, capitolul 14, versetul 9, când Domnul Oștirilor a pus piciorul pe muntele măslinilor, muntele măslinilor s-a despicat, a câștigat bătălia și se așează în Ierusalim să domnească, dragii mei, în fața bătrânilor. Slava lui Dumnezeu este pe muntele acesta, pe muntele acesta. Dar întrebarea este, bine, asta e undeva la sfârșitul istoriei, care e drumul într-acolo? Cum vom ajunge acolo? Și pentru asta trebuie să întâmple câteva lucruri în capitolul 25. Am luat ultimul verset din 24. Dar nu uitați, capitolul 40 începe cu repatrierea. Dar ca să existe o repatriere, a trebuit să existe și un exil, nu-i așa? Și atunci, pe vremea lui Nebucadnețar, 586, 565, 597, 586, până și templul este dărâmat și Israel pleacă în robie. În robia din 69 până în 539, 70 de ani de robie. Și întrebarea este, de ce lucrarea lui Hristos este prefațată de căderea Babilonului? Observați, pentru că fără căderea, fără câștigarea bătăliei împotriva Babilonului de către Cir, repatrierea n-a putut să înceapă și fără repatriere nu putea să existe venirea lui Hristos, răstignirea lui, învierea lui din morți, în mijlocul poporului său. Primele 5 versete. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța. Laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Planurile Tale făcute mai dinainte. Prin Ieremia spune, după ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, 69, victoria de la Carchemiș, în care Asiria cade, practic abia atunci începe anii Babilonului, deși încă Nabucodonosor era pe tron, deci 69 până în 539. După ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, Daniel era în Babilon, citește sulul cărții Isaia, vede că cei 70 de ani au trecut și începe să se roage. Da, începe să se roage. După ce Dumnezeu a făcut planurile cu mult înainte, acum ele au venit la momentul, la ceasul împlinirii. Versetul 2. Căci ai prefăcut cetatea, Babilon, într-un morman de pietre. Cetățuia cea tare, într-o grămadă de dărâmături, cetatea cea mare a străinilor este nimicită și niciodată nu va mai fi zidită. De aceea te slăvesc popoarele puternice și cetățile neamurilor puternice se tem de tine. Căci tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz. Un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii, căci suflarea supritorilor este ca vijelia care izbește în zid. Cum domolești căldura într-un pământ arzător,
așa ai domolit zarva străinilor. Cum este înnădușită căldura de umbra unui nor, așa au fost înnădușite cântările de biruință ale asupritorilor. Dacă Babilonul a căzut, sau dacă cel puțin a fost cucerit, repatrierea este posibilă. Și repatrierea, dragii mei, vizează un punct în geografie și istorie, da? Ceasul acela de care vorbește Domnul Iisus. Femeie, ce am eu a face cu tine? Încă nu mi-a sosit ceasul. În capitolul 12, mi-a sosit ceasul, da? Domnul Iisus spune, este ceasul răstignirii Lui, ceasul în care planurile Lui Dumnezeu să fie împlinite. Deci repatrierea vizează, aleargă spre momentul răstignirii Domnului Iisus Hristos. Și interesant, imediat versetul următor, versetul 6, vorbește în chip metaforic despre lucrarea aceasta desăvârșită a Lui Dumnezeu. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta. Unde? Pe muntele acesta. Un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură măhrama care acopere toate popoarele. Pe muntele acesta se face o lucrare istorică care vizează întreaga lume. Da? De ce? Pentru că pe muntele acesta, cel care împlinește toate lucrurile este mielul lui Dumnezeu, care ridică nu păcatul tău și al meu, ci păcatul întregii lumi, păcatul lumii. Pe muntele acestea înlătură măhrama care acopera toate popoarele. Și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocarea poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va, ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Observați, ceva se întâmplă în istorie. Spuneam, până nu se rezolvă păcatul, Duhul Sfânt nu poate să-și înceapă lucrarea pe pământ. Și atunci Isaia vorbește despre acest eveniment istoric. Nu uitați, este un aspect istoric irepetabil. Este un singur munte, un singur eveniment care nu se va repeta niciodată. Hristos va veni a doua oară nu pentru păcat, nu ca să ia păcatele, nu să mai moară odată, ci va veni, dragii mei, să-și împlinească lucrarea. Dacă privesc acum din nou axa timpului, l-am așezat undeva la 750 pe Isaia, dar observați, dacă iau doar primele 10 capitole din Genesa, am aproape 2000 sau mai bine de 2000 de ani de istorie înghesuite în 10 pagini, dintre care cel puțin 3 sau 10 capitole, din care cel puțin 3 vizează potopul, care este cel mult un an de zile, cu toate puse la oaltă. Imaginați-vă cât de rarefiată este narațiunea aici. Pentru că naratorul, dragii mei, a fost foarte selectiv. El are de comunicat un mesaj în primele 10 capitole din Genesa. Dar toată istoria, dacă o adun în jurul crucii lui Hristos, doar 6 zile din jurul crucii, jurul evenimentului despre care tocmai am citit, sunt peste 40 de capitole în Noul Testament, de 500.000 de ori informația e mai densă în jurul crucii decât cine a fost nevasta lui Cain. Well, I don't know, da? Și sunt zeci de întrebări la care n-am răspuns în primele capitole, dar acolo Dumnezeu a înghesuit informația, a repetat-o, a pus-o în 4 evanghelii, dragii mei, a pregătit-o prin profeții nenumărate. Și acolo, în jurul crucii, este punctul nodal. Crucea aceea a fost înfiptă pe muntele acela. Cu alte cuvinte, este locul în care Dumnezeu își focalizează împlinirea planurilor Lui. Cu câteva zile înainte de crucificare, pe călare, pe mânzul unei măgărițe, El intră în Ierusalim ca și împărat al lui Israel. Știți istoria? În seara acelea zile, dragii mei, El stă și frânge pâinea împreună cu ucenicii Săi și, dacă mă întorc, Avram a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus în spinare a fiului său, Isaac. El avea cuțitul. Și tatăl a luat crucea și a pus-o în spinarea fiului său, Iisus, pe același munte, oricând același povârniș.
mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar în Vinerea Mare, El a purtat păcatele noastre, ale tale, ale mele, ale tuturor, în trupul Său pe lemn. Pentru că noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Pe muntele acesta, dar a treia zi, mormântul este gol, Hristos a înviat. Cu alte cuvinte, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă pentru mântuirea pe care ne-a adus-o. Și mântuirea este pecetluită, dragii mei, prin învierea Lui din morți. Învierea Lui din morți este cauzată de faptul că noi am fost acceptați să ne întoarcem acasă. Am fost socotiți neprihăniți. Noi suntem cauza învierii. Respectiv, decizia Tatălui de a ne primi în brațele Lui este cauza învierii. Și învierea Lui Hristos pecetluiește pentru totdeauna faptul că porțile împărăției sunt deschise. Dar observați, dacă am un text la prima venire a Domnului Iisus Hristos, a doua venire sunt menționate în Isaia prin nenumărate texte și observați, ca să ajung din prima la a doua venire, la prima venire trebuia să se întâmple ceva, crucificarea, plătirea tuturor păcatelor omenirii, rezolvarea păcatului. Rezolvarea păcatului face posibilă venirea Duhului Sfânt care ne pregătește ca mireasă sfântă și fără prihană pentru mirele nostru ceresc, pentru ca textele de la a doua venire să devină o realitate. Uitați-vă la câteva dintre ele, primele 5 versete din capitolul 2. Dar ce a fost în capitolul 1? Păi am primele 9 versete, toată cartea adunată acolo, pe urmă, începând cu capitolul 10, ascultați căpetenii ale Sodomei și a Gomorei, ce-mi trebuie mie? După care versetul 18, veniți totuși să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre roșii ca și cârmăzul, se vor face albe ca zăpada. Cum este posibil lucrul acesta? Dar după ce s-a rezolvat această problemă, în capitolul 2 din Isaia, uitați-vă ce se va întâmpla la scurgerea vremurilor. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului, va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor, el va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug. Și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Veniți, casa lui Iacov, să umblăm în lumina Domnului. Wow! În mod evident nu s-au întâmplat lucrurile astea, nu-i așa? Citiți Zaharia, în mod special capitolul 14, unde popoarele vin să sărbătorească sărbătoarea corturilor la Ierusalim și cine nu va veni nu va da ploaie peste țara respectivă, spune textul. Domnul va domni, va fi singurul Domn, singurul Dumnezeu. Imaginați-vă momentul respectiv în care va fi pace pe pământ. Dar uitați-vă la textul din Isaia, capitolul 11. În capitolul 9, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui. Și 11 vine să desfășoare împingând nașterea pruncului, dragii mei, spre finalul escatologic al istoriei. Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinele lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău.
Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Parcă îmi rezonează în urechi Apocalipsa, capitolul 19, se deschide cerul și apare cineva pe un cal alb cu o haină mâiată în sânge, oștile din cer îl urmau călări și cu sabia gurii lui, dragii mei, nimicește pe cei bugați, cei puternici, pe împărații pământului și păsările cerului se ospătează din carnea lor și fiara și prorocul mincinos sunt aruncați în iazul de foc. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Cu alte cuvinte, după ce va face dreptate, va așeza pe pământ domnia de 1000 de ani. Capitolul 6, versetul 6. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va amâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puiul lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Și uitați-vă la versetul 9. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Pe tot muntele meu cel sfânt. Adu, Doamne, ziua aceea, mai curând, când vedem ce se face la ora asta în jurul Ierusalimului. Căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Singura nădejde pentru omenirea aceasta. Și apoi este textul care l-am citit din capitolul 24-23. Veniți să-l mai citim o dată. Luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază. Căci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Zaharia, capitolul 14, versetul 9. Domnul oștirilor, singurul Domn, va stăpâni în Ierusalim. Observați, în profeția lui Isaia există un punct focal și punctul focal este legat de rezolvarea păcatului și de revărsarea Duhului Sfânt. Și rezolvarea păcatului și revărsarea Duhului Sfânt sunt evenimente istorice, unice și nerepetabile. Evenimente istorice, unice și irepetabile. Dar este punctul focal al profețiilor lui Isaia și mai frumos poate decât orice altă carte profetică. Nu uitați, de peste 30 de ori în Isaia, muntele acesta este în atenția profetului. Care este condiția revărsării Duhului Sfânt? Păi, până păcatul nu este rezolvat, Duhul fiind una cu Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, este un foc mistuitor. Nu poate veni într-o inimă păcătoasă. Dragii mei, până când păcatele nu sunt rezolvate, orice dar duhovnicesc este o contrafacere a duhurilor necurate. Într-o inimă murdară, Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra decât un singur lucru, să te dovedească vinovat sau să mă dovedească vinovat începește păcatul, neprihănirea și judecata. Și de aceea condiția revărsării Duhului Sfânt este rezolvarea 25:6-8 din Isaia, ospățul acela, măhrama care ne fășura toate neamurile, velitoarea, moartea nemicită pe vecie, dragii mei, pentru că plata păcatului este moartea. În Ioan, capitolul 1, versetul 29-34, Ioan face câteva afirmații pe care pe urmă își grefează întreaga Evanghelie și vom vorbi despre ea în lunile viitoare, în săptămânele viitoare. Dar iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Notați-vă, rog, secvența afirmațiilor care nu poate fi modificată. El este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Eu nu-l cunoșteam, da? Eu nu-l cunoșteam. Acela care m-a trimis să botez cu apă mi-a spus că acela peste care vei vedea Duhul coborându-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Notați, vă rog, toate acestea sunt făcute de o persoană. Nu-i ce mi se întâmplă mie, ci ce face El. El este mielul lui Dumnezeu. El botează cu Duhul Sfânt pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. A boteza cu Duhul Sfânt înseamnă, sau botezul cu Duhul Sfânt, redeschiderea porților împărăției. Dar cine le-a închis? Numai cine le-a închis
putea să le deschidă. Le-a închis, dragii mei, Dumnezeu. Și numai Dumnezeu putea să le redeschidă. Și de aceea, El nu este altcineva decât întrupatul Fiu al lui Dumnezeu. El a rezolvat păcatul și El botează cu Duhul Sfânt. Sunt acțiunile Lui. Ioan spune, eu am venit să botez cu apă. Cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Este acțiunea lui Hristos. Botezul cu Duhul Sfânt, viață. Botezul cu foc, judecată și pedeapsă. Da? Judecată și pedeapsă. În Ioan, capitolul 7, versetele 37 la 39, suntem la sărbătoarea corturilor, la momentul vărsării apei, când era liniște și toată lumea privea mâna preotului care turna apa într-una din pâlnile de lângă altar. Și în tăcerea care s-a lăsat, Domnul Iisus a strigat cu voce tare, dacă setează cineva să vină la mine și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ioan spune, vorbea despre Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Proslăvit adică ridicat, unde? Ridicat pe cruce și pe urmă înălțat la cer. Proslăvit la Tatăl. Abia după înălțarea Lui la cer, a putut trimite pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt. Dar observați, toate acestea sunt evenimente istorice. Cu alte cuvinte, nu le pot lua din text să mi le aplic mie, ci trebuie să vedem ce s-a întâmplat în desfășurarea planului lui Dumnezeu. Iar Ioan, capitolul 20, suntem după înviere, suntem în seara învierii, deci după răstignirea lui Hristos, după ce pe cruce a zis, s-a isprăvit când și-a terminat lucrarea. Și intră prin ușile încuiate, în prezența ucenicilor săi, și uitați-vă ce se întâmplă. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Cum l-a trimis pe el Tatăl? Păi i-a dat o trimitere, i-a dat o lucrare și i-a dat o putere. Ucenicii sunt trimiși sau primesc aceeași trimitere, în aceeași lucrare, cu aceeași putere. Așa cum la începutul lucrării lui publice, Duhul s-a coborât peste el, dragii mei, așa la începutul lor de lucrare, la începutul lucrărilor, ei sunt, practic, Duhul Sfânt este suflat peste ei și ei trebuie să aștepte în Ierusalim până la revărsarea Duhului ca să-și înceapă lucrarea publică. În seara învierii, ucenicii au primit Duhul Sfânt și trimiterea în lucrare. Duhul Sfânt și trimiterea în lucrare. Dar despre ce se fie vorba în Fapte, capitolul 2, cu botezul, despre botezul cu Duhul Sfânt? Uitați-vă, avem capitolul 1, este pregătirea pentru botezul cu Duhul Sfânt. Capitolul 2 este împuternicirea prin botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este împuternicire pentru lucrarea care îi aștepta pe ucenici. Și este împuternicirea lor, ei au trebuit să rămână în cetate. Un lucru important de reținut, că între Ioan 20 și Fapte capitolul 2 sunt 50 de zile calendaristice. Cu alte cuvinte, povestea din Ioan 20 cu 22 nu poate fi suprapusă peste Fapte capitolul 2. Biserica s-a născut în seara învierii. Dar atunci, care este semnificația botezului cu Duhul Sfânt? 50 de zile mai târziu. 50 de zile mai târziu. Care să fie semnificația botezului cu Duhul Sfânt? Pentru asta trebuie să mă uit la desfășurarea planurilor lui Dumnezeu. Observați, există perioada Tatălui. Apoi Betlehem și înălțarea la cer vine și circumscrie perioada Fiului. Iar rusaliile sunt începutul lucrării Duhului Sfânt, lucrării publice a Duhului Sfânt. Este perioada Duhului Sfânt. Cum adică? În perioada Tatălui nu este Fiul și Duhul? Ba da. Toate lucrurile au fost făcute prin Fiul. Cu alte cuvinte, el trebuie să fi fost acolo în Genesa, capitolul 1. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Duhul era prezent. Nu este vorba de faptul că în Trinitate lipsesc două din cele trei persoane în diverse momente ale desfășurării planului Dumnezeu, ci în prim plan este Tatăl sau Fiul sau Duhul Sfânt. Și cele trei perioade sunt perioade consecutive în desfășurarea planului Dumnezeu.
În capitolul 1 și 2, în capitolul 1 îl vedem pe Domnul Iisus plecând, suntem în momentul înălțării la cer după terminarea lucrării sale a Fiului. Și în capitolul, imediat după aceea, Duhul se coboară. Observați, este un schimb de ștafetă. Iisus pleacă și Duhul vine. Dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Deci El trebuia să-și termine lucrarea și să predea ștafeta într-un fel Duhului Sfânt. Și cu Rusalii începe perioada lucrării publice a Duhului Sfânt. Două ipostaze ale lucrării Duhului. Inițierea. Inaugurarea lucrării Duhului. Și continuarea lucrării Duhului. Da. Inițierea sau inaugurarea lucrării Duhului Sfânt și continuarea lucrării Duhului Sfânt. Ziua cincizecimii este momentul inaugurării sau inițierii lucrării publice a Duhului Sfânt, a perioadei Duhului Sfânt. Și elementul acesta este unic și repetabil. În momentul acela s-a întâmplat ceva în istorie. Așa cum în istorie am fost înfiptă crucea odată pentru totdeauna, rusaliile sunt un eveniment odată pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt nu mai... Ba nu, și-a început lucrarea și pe urmă își continuă lucrarea de-a lungul întregii istorii. Și pentru că Duhul îl proslăvește pe Hristos, rolul Duhului Sfânt este să pregătească mireasă sfântă și fără prihană. Și de aceea lucrarea Lui este începută prin a ne dovedi vinovați în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În fapte, capitolul... 1 cu versetele 3-5... 3 la 5, uitați-vă puțin la ce spune Domnul Iisus ucenicilor înainte de a se înălța la cer. El le-a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, el vorbește cu ucenicii și le dă o singură poruncă, să nu părăsească Ierusalimul. O singură poruncă. Ei nu puteau nici grăbi, nici întârzia. Puteau stărui, dragii mei, 70 de zile. Nu puteau grăbi. Coborârea Duhului Sfânt era un act istoric hotărât de Dumnezeu și lucrat de Domnul Iisus Hristos. Așa cum moartea lui ispășitoare este hotărâtă de Dumnezeu și lucrată de Domnul Iisus Hristos, așa revărsarea Duhului Sfânt este lucrarea unică a Fiului lui Dumnezeu. Și de aceea singura poruncă este, rămâneți în Ierusalim. Și el le vorbește despre câteva lucruri. Veți fi botezați cu Duhul Sfânt după făgăduința Tatălui, după ce ați auzit de la mine și trebuie să fie o legătură cu botezul lui Ioan. Eu n-am să intru în toate, pentru că suntem în Vechiul Testament. Mă interesează în mod special făgăduința Tatălui. Cu alte cuvinte, în mod special Isaia este plin de revărsarea Duhului Sfânt și descoperă un anumit tipar pe care îl regăsesc apoi la Ioan, la Romani și în tot Noul Testament. Și atunci când mă gândesc la textele din Vechiul Testament despre revărsarea Duhului Sfânt, am Isaia 44, aș putea merge Isaia 35, dragii mei, Isaia 44, Isaia 59, avem texte în Ezechiel, în Ioel și toate astea se referă la faptul că ucenicii n-au pus o întrebare prostească în vremea asta, e de gând din nou să așez împărăția lui Israel. Toate textele vorbesc despre revărsarea Duhului Sfânt peste casa lui Iacov. Nu peste noi, peste casa lui Iacov. Dar când mă gândesc la textele din Genesa 12-22, casa lui Iacov a fost doar un vas pentru o întrebuințare de cinste să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Și Hristos, dragii mei, trebuia să-și împlinească lucrarea. Ori Isaia 49:6 spune, este prea puțin lucru să aduci înapoi pe prinși de război și rămășița lui Iacov, de aceea te pun să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului. De ce? Pentru că Avram a fost chemat ca toate familiile pământului să fie binecuvântate în el. Să fie binecuvântate în el. Vinovăție și totuși pedeapsă. Am descoperit-o în primele capitole din Isaia, dragii mei, vinovăția
și toți și totuși mântuire. Mântuirea înseamnă revărsarea Duhului Sfânt. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Nu ești creștin dacă te muți de la o religie la alta. Ești creștin dacă ai murit și ai înviat împreună cu Hristos. Dacă ești născut din nou. Asta este singura definiție a creștinului. Uitați-vă în Isaia, capitolul 43 și 44. În capitolul 43, Dumnezeu vine și judecă pe poporul Său. Jertfe nu mi-ați adus, trestie miroțitoare nu mi-ați adus, nimic, arder de tot nu mi-ați adus pe altar. Și apoi vine și spune, în ciuda lipsei meritelor voastre, eu îți șterg păcatele. Ce scrie mai departe? Pentru mine? Pentru mine, da. Eu îți șterg păcatele, Doamne, da, eu nu merit. Nu, nu-i vorba de meritele tale, ce o fac de dragul meu, pentru împlinirea planurilor mele. Ce scrie mai departe și? Și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Gândiți-vă, când Daniel își rostește profeția, când el se roagă, în ceasul rugăciunii, vine Arhanghelul Gavril cu răspuns la rugăciunile lui. Încă 70 de heptade, până când se vor împlini 6 lucruri. 3 vorbesc despre rezolvarea păcatelor, apoi despre aducerea neprihănirii vestice, pecetluirea vedeniei și a prorociei și ungerea Sfântului Sfinților. 6 lucruri care trebuie să se întâmple cândva în istorie. Ei, despre asta este vorba. Dragii mei, această lucrare Domnul o făcea de dragul Lui, pentru numele Lui, nu pentru meritele cuiva din istoria aceasta și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele. Cu alte cuvinte, păcatul va fi luat dinaintea Lui pentru că erau adunate în Sfânta Sfintelor din ceruri și Domnul Iisus s-a încărcat cu ele și le-a dus în domeniile lui Azazel și dintr-o dată păcatul a fost luat dinaintea ochilor lui Dumnezeu, dinaintea ochilor lui Dumnezeu. Și ca să fie clar că noi n-avem niciun merit. Uitați-vă la 26, la 28. Adu-mi aminte să ne judecăm împreună, vorbește tu însuți ca să-ți scoți dreptatea. Cel din tâi tată al tău a păcătuit și învățătorii tăi s-au răzvrătit împotriva mea. De aceea am socotit că niște... Ca niște? Pângăriți pe căpeteniile Sfântului Locaș, am dat pierzerii pe Iacov și bagiocoririi pe Israel. Totuși, imediat versetul următor. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu, Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Doamne, ce-ți permite să faci lucrul acesta? Faptul că eu îți cer păcatele pentru mine, observați, fără cruce, nu este revărsarea Duhului Sfânt. M-ați auzit foarte multe ori la botez spunând, drac, intri în apă? Drac, ești din ea. Noi nu avem apă sfințită să-ți rezolve problemele? Botezul care, această icoană închipuitoare, nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat. Observați în mod evident, dacă am murit împreună cu Hristos, dacă este reală povestea asta, dacă mi-am mărturisit păcatele, nu-L mai oprește nimic pe Dumnezeu să reverse Duhul Său, să vină să locuiască în mine, să mă primească în prezența Lui. Voi vărsa Duhul meu peste sămânța ta și... Binecuvântarea mea peste odraslele tale. Și vor sări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraele de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt, și va fi cinstit cu numele lui Israel. Cu numele lui Israel. Observați tiparul, spuneam tiparul mântuirii în Isaia. Mântuirea trebuie să rezolve două lucruri. Mai întâi să rezolve păcatul și doi, să mă primească Tatăl în brațele Lui. Cu alte cuvinte, să vină să locuiască în mine, să transforme trupul meu în templul Duhului Sfânt. Și acest tipar este repetat în Isaia. Uitați-vă la un alt text citat de Petru însuși la Rusalii, după ce
mulțimea strigă, fraților, ce să facem? În 21 de versete se dovedește în primul rând vinovăția. Vinovăția lui Israel. Și ce nu. Nu mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască. Nu, mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea prea tare ca să audă. Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Și pe urmă versetele 3 la 15 vine și dovedește nelegiuirea. Vă las pe voi să o citiți. Pavel se inspiră din textul acesta când trage concluzie în Roman capitolul 3 de la 9 la 20 înainte să vină cu mântuirea. Dar dacă e adevărat, dacă de aici se inspiră Ioan, înseamnă că Romanii și Isaia 59, dragii mei, parcă comunică un text cu celălalt. Versetul 11. Mormăim cu toții ca niște urși, ne văităm ca niște porumbei, așteptăm izbăvirea și nu este, așteptăm, căci fără de legile noastre... Așteptăm. Da? Căci... S-a sărit un... Căci fără de legile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Am fost vinovați și necredincioși față de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru, am vorbit cu apăsare... Și astfel, izbăvirea s-a întors îndărât și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a potignit în piața de... Obște. Adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede, cu privirea mânioasă... Ce vede? Că nu este nimeni ca să mijlocească. Suntem vinovați și nici măcar cineva ca să intervine, să strige la Dumnezeu. Uitați-vă la ce urmează, versetele 16 cu 21, din 59. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Toți suntem păcătoși, păcatele noastre ridică un zid de despărțire, nu este nimeni să mijlocească, nici nu ne interesează povestea. Dacă eu aplic textul acesta la mine... aspectul personal. Deci, domnule, nu-i treaba mea, e treaba Domnului să mă mântuiască. Dar dacă citesc textul corect în contextul lui și iau doar aspectul istoric, observați, în istorie, când vine Domnul Iisus Hristos trimis de Tatăl, nu vine pentru că cineva strigă după El sau cineva ar merita să vină, ci brațul Domnului vine în ajutor. Cine-i brațul Domnului în Isaia? Robul Domnului, da? Robul Domnului, brațul Domnului, foarte interesant. Cum aș putea să rup brațul de mine însumi? Eu și brațul meu suntem unul și același. Așa Domnul și brațul lui este unul și același. Într-un fel, Fiul și Tatăl, una sunt, spune textul. Atunci... Brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Se îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă. Își pune pe cap coiful mântuirii. Iar răzbunarea ca o haină și se acopere cu gelozia ca și cu manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Cum se va face lucrul acesta? Versetul 20. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Acum, va veni un răscumpărător pentru Sion, dar vor beneficia de răscumpărare doar cei ce se vor întoarce de la păcatele lui. Și acum vedem cum se îngână aspectul istoric cu cel personal, cei care se vor întoarce de la păcatele lor. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta. Nici din gura copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Răscumpărător și Duhul. Rezolvarea păcatelor și revărsarea Duhului Sfânt. Cine va beneficia de ele?
Cei care se vor pocăi se vor întoarce de la păcatele, de la păcatele lor. Am vorbit despre aspectul istoric și am zis, obligatoriu trebuie să diferențiem citind Isaia, aspectul istoric de cel personal. Și vedeți că se întrepătrund și trebuie să vezi când și cum este vorba și despre mine și cum mă pot, într-un fel, bucura de lucrarea pe care Isaia vine să vorbească că se va întâmpla în istorie prin unul singur, prin întrupatul fiu al lui Dumnezeu. Dacă aș veni în Noul Testament să verific lucrul acesta, pentru că autorii Noului Testament nu neagă Vechiul Testament, ci ei vin și se folosesc de tiparele din Vechiul Testament, umplându-le cu Hristos, dragii mei, cu împlinirea desăvârșită a planului lui Dumnezeu. Observați, dacă Isaia este nelegiuire sau vinovăție și totuși mântuire, Romani își începe Evanghelia la fel, Evanghelia lui Hristos, care e pentru mântuirea tuturor oamenilor. Primele trei capitole, el dovedește nelegiuirea, nu a lui Israel, ci a întregului pământ. Și pe urmă vine și deschide, într-un fel, spre mântuire, toată Evanghelia sa. Uitați-vă la tiparele din Isaia în Romani. Primele cinci versete și introduce Evanghelia. Pentru că mă întreb, Pavele, de unde a Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede? Și foarte mulți l-au acuzat pe Pavel, mai ales evreii, dragii mei, că a inventat o Evanghelie, că el nu vorbește numele lui Hristos, ci el vine și duce lucrurile în altă parte și cărți întregi scrise pe tema aceasta. Dar uitați-vă la cuvintele lui din Roman, primele cinci versete. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi, Isaia sigur este unul dintre ei, în Sfintele Scripturi. Deci Pavel descoperă Evanghelia. El nu inventează Evanghelia, el o descopere în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Pe toate neamurile. Rădăcina Evangheliei lui Hristos este în Vechiul Testament. Esența Evangheliei este o persoană. Nu o teologie, nu o biserică, nu niște garduri, dragii mei, nu ritualuri, este o persoană. Iar scopul Evangheliei nu este să ne aducă la credință, ci la ascultarea credinței. Dragii mei și dragii creștini fioară, și există credință zadarnică, vom vedea în Ioan, și numai obiectul credinței ne mântuiește. Nu este un om care să nu creadă. Noi toți suntem credincioși, dragii mei, toți. Dar credem în tot felul de lucruri. Ori, ca să cred în Iisus Hristos, am viață în numele Lui. Observați, Pavel construiește exact pe tiparele pe care le-am descoperit în Isaia. Vinovăție și totuși mântuire. În primele, capitolul 1, versetele 18 la 31, el dovedește vinovăția tuturor oamenilor, da? Vinovăția tuturor oamenilor, până în capitolul 3 cu 20. În primul rând, îl ia pe imoral, apoi pe moralizator, apoi pe iudeu și pe toți îi condamnă. Iar când mă uit mai departe, 3 cu 21, dintr-o dată, paradoxul este rezolvat și rezolvat prin crucea Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, vă rog, la ce spune el în capitolul 3, versetele 21 la 28. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte
să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire, să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Un Dumnezeu drept nu poate mătura păcatele sub covor, nu poate mântui pe loc frumos. El trebuie să fie fidel propriilor lui porunci, legi. Și el se supune legilor lui, pentru că legea lui Dumnezeu este expresia caracterului lui Dumnezeu. Și atunci, marea întrebare este dacă el trebuie să rămână drept în timp ce mă socotește pe mine drept. Cum se întâmplă lucrul acesta? Versetul 26. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu. Ci prin legea credinței. Și versetul 28. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Fără faptele legii. Socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Am vorbit despre tiparele mântuirii și am văzut că atunci când citești o carte ca și Isaia, trebuie să distingi între aspectul istoric și aspectul personal. Dar noi suntem persoane și ne interesează toată povestea asta, păcatele mele și botezul cu Duhul Sfânt pe care mă vizează pe mine. Dacă aș mișca lucrurile spre aspectul personal, am văzut că pot să întrezăresc deja în Isaia 59, da, va veni un răscumpărător în Sion pentru cei care se vor pocăi, cei care se vor întoarce de la... cei care vor accepta lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Că Duhul vine să ne dovedească vinovați în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Dragii mei, și la nivel personal, cele două aspecte trebuie să se îmbuce într-o anumită ordine. Mai întâi crucea și apoi revărsarea Duhului Sfânt. Da? Mai întâi crucea și apoi primirea Duhului Sfânt. Când Petru își termină predica și mulțimea strigă, fraților, ce să facem? Ce le răspunde Petru? Pocăiți-vă. Pocăiți-vă? Ce înseamnă să te pocăiești? Păi te pomenești față în față cu Dumnezeu și știi că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricăror necinstire a lui Dumnezeu și oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și atunci a te pocăi înseamnă a-ți recunoaște păcatul înaintea lui, a striga după mila lui Dumnezeu. Ori ca Dumnezeu să te ierte, el trebuie să pună între sine și tine crucea lui Hristos, să-ți împrumute moartea lui Hristos, să te omoare în Hristos, te îngroape împreună cu Hristos prin botez, spune Pavel în Coloseni, și să te aducă la viață împreună cu Hristos. Și abia apoi veți primi darul Sfântului Duh, da? Fiecare din voi să fie botezați, adică îngropați împreună cu Hristos, în numele Domnului Iisus și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Observați, există un tipar pe care Noul Testament nu-l neagă. Din păcate, noi botezăm oameni fără să știm ce se întâmplă în ei. Le luăm cuvintele așa, cred. Na bine, te botez. Dar Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Dacă nu te-ai pocăit, dacă nu ți-ai recunoscut păcatul, dacă nu vezi nevoia jertfei lui Hristos, dragii mei, foarte mulți vin în față și își pun viața. Am fost, am dres, am... Eu am cerut de la fiecare pe care i-am botezat câte o scrisoare și căutam un singur lucru, întâlnirea lui cu Hristos, pocăința lui în fața lui Hristos. Dacă aia nu se întâmplă, restul-s povești. Fiecare avem istoria noastră. Fără cruce, dragii mei, nu este revărsarea Duhului Sfânt. Cine are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Nu asta spune în Romani, dragii mei, în Romani, deși nelegiuire este totuși mântuire. De ce? Pentru că în Romani, capitolul 8, versetul 9, am citat textul. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Ca Duhul să poată veni în viața mea, păcatul trebuie rezolvat. Ca să poată fi rezolvat, trebuie să-l mărturisesc, să-l recunosc. Nu am altă șansă. Dar ce se întâmplă mai departe? Citesc câteva versete. Galateni, capitolul 3, versetul 26. Voi toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos.
sunteți fii ai lui Dumnezeu când credința vă este ancorată în obiectul credinței, în Iisus Hristos. Toți câți ne-am botezat sau v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor împreună cu Hristos, da? Împreună cu Hristos. Iar versetul 6 din capitolul 4 spune: și pentru că sunteți fii, Dumnezeu a trimis în inimile noastre Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Cum primesc în mod personal Duhul lui Dumnezeu? Strigând după El? Nu. Ca pe cetea în fierii mele. Dar cum ajung fiu? Că dacă nu ești fiu, poți să strigi cât vrei. Nimeni nu te aude, da? Cum devin fiu? Toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți câți v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos, da? Și aici nu este nici rob, nici schip, nu contează cine ești. Toate astea ne ridică mult deasupra diferențelor sociale dintre noi. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Cu alte cuvinte, înfierea este condiția pecetluirii cu Duhul Sfânt. Condiția pecetluirii cu Duhul Sfânt. Acum, Duhul Sfânt e o persoană. Eu nu-L pot primi pe bucățele. Da? Un pic din El acum, un pic din El mâine, nu. Duhul Sfânt este o persoană. Și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este o călăuză. Problema este dacă merg pe urmele Lui sau nu. Și dacă nu merg pe urmele Lui, întrebarea este cât timp trebuie să treacă să nu întristez pe Duhul Sfânt, să nu sting Duhul Sfânt. Da? Cât timp trebuie să treacă? Și atunci e foarte important să înțeleg în ce mă privește și eu am nevoie de acel un, doi, rezolvarea păcatului și venirea Duhului Sfânt ca să devin templu al Duhului Sfânt. Și am ajuns la relevanța cărții. Dacă mai trăiți, eu mai trăiesc încă o jumătate de oră, nu știu voi. Dar uitați-vă la Domnul Iisus, textul ăsta știți, 5:39 din Ioan. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Tocmai ele mărturisesc, dar de ce e important ca scripturile să mărturisească despre El? Pentru că credința se ancorează în El. Cei ce cred în El, da, sunt fii ai lui Dumnezeu. Și dovada înfierii este pecetluirea cu Duhul Sfânt. Scripturile vorbesc despre mine și în mod special, dacă iau profețiile Vechiului Testament, Isaia este pe primul loc. Da? Isaia este pe primul loc. Dar uitați-vă la mandatul lui Isaia și ce nu poate face Isaia pentru poporul lui, pentru tine, pentru mine, ce nu putea să facă Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul era din Vechiul Testament și putea face ceea ce făcea Isaia, să te dovedească vinoasă, de poi de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Atâta putea face Ioan. Fi botezat în numele lui, te pomenești vinovat pentru că ți-o dat verdictul, dar n-are soluție pentru problema ta. Și de aceea Pavel întreabă, da, cu ce botezați fost botezați? A, cu botezul lui Ioan. Și el trebuie să le explice diferența între a fi botezat în numele lui Iisus Hristos, singurul care poate să-ți ierte păcatele, pentru că singurul care a murit pentru păcatele tale. Ioan n-a murit pentru păcatele tale. Dar uitați-vă la mandatul lui Isaia, capitolul 6, primele versete, versetul 10 la 13. În primele versete el se întâlnește cu Domnul și zice, iată-mă, trimite-mă. Și Dumnezeu îl trimite, îi dă un mandat, versetul 10. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii și să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și ca să nu fie tămăduit. Și da? Eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustiită de tot, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie. Și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Atâta putea face Isaia. Să vină să zică, wow, ăsta e mandatul care l-a primit. Dar el nu avea soluție. El vorbește despre soluție, dar el n-avea soluție. Uitați-vă cum își încheie, într-un fel, discuția cu Ahaz, capitolul 8, versetul 20 la 22, la lege și la mărturie.
Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se vor vedea izgoniți în întuneric. Besnă. Da? Ce diferență între mandatul lui Isaia și mandatul lui Iisus, prorocul? Uriașă diferență. Totuși, întunericul nu va domni veșnic pe pământul pe care acum este necaz. Observați, în mod evident, vorbește despre un aspect istoric pe care doar întrupatul Fiul al lui Dumnezeu putea să-l împlinească pe muntele acesta. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Domn al păcii. Iar Isaia 53, suntem pe muntele acesta în care Dumnezeu pregătea ospățul de vinuri vechi și limpezite, de bucate gustoase și miezoase. Și versetul 2 spune, El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Isaia, cel mai vechi manuscris pe care noi l-am avut, Codexul de Leningrad în jurul 1900 după Hristos. Imaginați-vă toate poveștile. Trebuie să dau un interviu la Radio Timișoara legat de Biblie și Nelu Ciubotă mă întreba, oamenii spun, ce-a mai rămas din Biblie după atâtea scrieri și editări și rescrieri de-a lungul secolelor? Dragii mei, Dumnezeu a păstrat vinul cel bun pentru sfârșit. Când m-am născut eu, s-au descoperit manuscrisele de la Marea Moartă. Imaginați-vă, Dumnezeu le-a ținut și când au început să le scoate și s-a făcut cu ele ce s-a făcut cu ele, dar printre altele, dragii mei, în amfore de felul acesta erau sulurile tuturor cărților din Vechiul Testament, afară de Estera, câteva sururi ale cărții Isaia, sururi complete ale cărții Isaia. Uitați-vă, de-a lungul timpului, păstrate acolo, în peșterile de la Qumran, de la Marea Moartă. În miezul Ierusalimului este Betsefer, casa cărții. Am vizitat-o. Observați, peste tot este păstrată o anumită temperatură înăuntru ca să nu se degradeze tot ce au descoperit. Undeva în centrul cărții este un turn și urci câteva scări și pe povestea din mijloc este tot sulul cărții Isaia. Secole la rând, evreii au acuzat creștinii că au introdus fraudulos capitolul 53 în sulul cărții Isaia. Dragii mei, am ascultat, dacă ascultați podcastul One for Israel, mărturiile lor, știți ce spun ei? Dom'le, eu am făcut școala rabinică, niciodată n-am citit capitolul 53, se sare, este un capitol interzis de citit, capitolul 53 din Isaia. Te poți apropia, cel care ne-a dus acolo, Rolf Alexander, a fost arheolog, profesor de Vechiul Testament la Wheaton și ne-a dus în fața capitolului 53, zice, uite aici, la locul lui. Imaginați-vă, textele vin din 1200 înainte de Hristos. Gândiți-vă, Codexul de Leningrad, 1000 după Hristos, și acum avem texte cu 1200 de ani mai timpurii pe care le putem compara.
Și dacă în 1200 de ani textul a rămas neschimbat, înseamnă că pot să am încredere în cuvântul lui Dumnezeu care este înaintea mea. L-ascultam, pare rău că nu i-am reținut numele, pe un specialist în manuscrisele Noului Testament. Și el începe și spune, sunt cel puțin 5.000 de variațiuni de text în diversele manuscrise, sunt sute de manuscrise ale Noului Testament. Și când auzi 5.000 de variațiuni, te sperii. Și când și-a terminat prelegerea, a venit și a spus, nici una dintre ele nu afectează în vreun fel mesajul esențial al textului. Cu alte cuvinte, sunt variațiuni absolut minore, neglijabile din acest punct de vedere. Și când stai să vezi ce ai în mână, te bucuri și citești ca și cum povestești cu Dumnezeu, ascultându-L pe El să vorbească prin paginile Scripturii. Da, sunt manuscrise vechi, dar sunt reale, dragii mei, sunt reale, sunt neschimbate, pentru că Dumnezeu a vegheat cuvântul Lui să fie păstrat. Țin minte când eram tânăr și neliniștit, fratele Țon a văzut că am două mari probleme în viața mea. Doctrina Bisericii și doctrina Duhului Sfânt, pentru că neamurile mele erau penticostale, unchiul meu era misionar cu Assemblies of God și bunicul meu, pastor penticostal. Și au zis, trebuie să-l ajut pe Benny și mi-a dat două cărți să traduc. Mi-a dat Duhul Sfânt de Billy Graham, o carte, și cealaltă Noua Societate a lui Dumnezeu. Și un lucru m-a surprins, în timp ce traduceam Noua Societate a lui Dumnezeu, este un comentariu pe Efeseni, ori de câte ori John Stott se frământa cu versiunile în limba engleză, Cornilescu pare să fi ajuns la sensul corect al textului, în traducerea lui. Iar de când Nora a scris articolul lui despre prințesa care l-a găsit pe Cornilescu și l-a finanțat pe Cornilescu și l-a slujit și ajutat pe Cornilescu, dragii mei, am rămas absolut cu gura căscată și cu inima în flăcări pentru felul în care Dumnezeu a putut pune în mâinile noastre o versiune atât de frumoasă. Și nu-i de mirare că s-a tradus în Moldova, dragii mei, să existe acea dulceață a limbii care în Ardeal probabil lipsește o leacă din ea, acea curgere a limbii. Este o frumusețe textul pe care îl avem și la ora asta. Vrem să corectăm lucruri. Și spunea Nelu Ciubotă, când citesc versiunile noi, parcă aș avea nisip în gură, da? Pentru că toate colțurile le simți în ea. Și Conțac a vorbit acum la Mănăștur și el spunea că se scoate o ediție aniversară cu textul așa cum este în el. Și faptul că nu toate sunt... Noi avem vreo 40% cuvinte slavone în limba noastră. Noi suntem un mix de cuvinte. Și eu cred că speranță sună bine, nădejde sună românește. Da? Este și atunci sunt astfel de lucruri pe care noi vrem să le schimbăm, avem impresia că le facem mai bune. Dar gândiți-vă numai la manuscrisele de la Marea Moarte, la faptul că toate cărțile Vechiului Testament, afară de Estera, nu știu de ce lipsea Estera de acolo, da? Supărat pe ea probabil, dar toate sunt acolo între ele. Cine e Isaia? Evanghelistul Vechiului Testament. Dragii mei, asta e cartea Isaia. Cu siguranță trebuie să ne despărțim de ea, îmi pare rău. Eu cu Nora am citit-o de două ori în vara asta și am terminat-o săptămâna trecută, am început Ioan, așa că vă încurajez și pe voi. Cuplați un program de citire, luați-vă doar o jumătate de oră pe zi, citiți Scriptura, pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu trăiește omul. Dar uitați-vă, am primele 6 capitole prefațate de primele 9 versete. Și am ultimele capitole 63 la 66, încheierea cărții. Și la mijloc am două inimi, inima omului și inima lui Dumnezeu. Știți ce se poate spune despre inima omului? Este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Unul singur. Ahaz, Ezechia? Nu este un împărat bun care să fi terminat bine. Nici David, nici Solomon. Nici Ezechia, nici Iosafat. Nici Iosia, dragii mei. Un împărat bun.
Și Iosia moare în neascultare de Dumnezeu, mergând să lupte cu împotriva asirienilor. Și moare, dragii mei, 6-9. Până și el, dragii mei. Dar când vii la partea a doua cărții, acolo ai planurile lui Dumnezeu, reîntoarcerea din robia babiloniană, perioada mesianică și apoi escatologică. Și este extraordinar să vezi fusurile profetice, într-un fel, aducând înaintea noastră planurile lui Dumnezeu. În prima parte, ai întronarea lui Ahaz, întronarea lui Ezechia, 715, ai răzvrătirea lui Ezechia, 713, și pe urmă, 701, atacul asirian. Și acolo întoarce spatele istoriei profetul și privește spre viitor. Încolo e viitorul, dar pe ecran. Privește spre viitor. Și înaintea noastră duce istoria până la finalul escatologic. Și elementul ăsta regăsesc peste tot în carte. Amin. Ce cântare frumoasă ți-a ales, Maica, și asculta-o încă o dată. Dar nu știu dacă cineva o verificat întrebările pe... Da? A mers de la aspectul istoric la aspectul personal, care ne vizează pe noi. Mă întreb dacă n-am putea merge și în sens invers la aspectul care vizează pe Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu, pentru că, în primul rând, ceea ce anunță Isaia că se întâmplă în istorie, îl vizează în primul rând pe Dumnezeu. Totul este despre El, în primul rând, și după aceea despre noi. Și rezolvă texte precum cele din trei, Genesa 3:22 sau Apocalipsa 4, în care vedem că care e problema lui Dumnezeu cu răul din lumea Lui și care trebuia să o rezolve în primul rând ca să poată rezolva răul din lumea noastră. E adevărat, dacă ne aduc aminte de... Capitolul 5 din Efeseni, primele două versete. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Deci Hristos este prins între ciocan și nicoval, între noi și Tatăl. Dar dacă întreb cine are prioritate, Tatăl, până când El n-a împlinit pentru Tatăl tot ce trebuia împlinit, noi n-avem absolut nimica. Și atunci, în sensul acesta, este pentru Dumnezeu, spui tu. Da? Pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aspectul istoric. De ce vorbesc despre aspect istoric? Dacă aș vorbi despre Dumnezeu, aș putea să-L împing oriunde. Dar în istorie, eu trebuie să găsesc un moment în timp, împlinirea vremii, ceasul, când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, și despre un moment în geografie, în muntele acesta. Și atunci, în istorie și geografie, eu fixez și aduc lucrurile la punctul focal în care planurile lui Dumnezeu se împlinesc. Și problema cea mare pe care o văd, și o trebuie să mă frământ și eu cu ea, este cum țin cele două lucruri pe fiecare la locul lui. Aspectul care mă vizează pe mine personal, pentru că și eu am nevoie de ce a lucrat Dumnezeu în istorie, dar dacă El a lucrat în istorie pentru toată omenirea, de ce nu-i toată omenirea mântuită? Pentru că va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei care se pocăiesc și care se întorc de la păcatele lor, cei care acceptă Evanghelia. Evanghelia vine să-ți dovedească vinovăția, în primul rând. Și de aceea, Jesus loves you, poți să o cânti de 1000 de ori. Nu este o evanghelie completă, dragii mei, nici corectă. Jesus kills you first and loves you afterwards, da? Până n-ai murit cu El, n-ai înviat împreună cu El. Și atunci este foarte important și cântările care le cântăm și cum le alegem, câte evanghelie transmitem prin ele. Și multe trebuie să le scoatem afară de repertoriul nostru, pentru că nu am șiră de cuvinte. Dar de-aia am păstrat aspectul istoric. În mod evident, planurile lui Dumnezeu se împlinesc în istorie. Ca să beneficiez de ele, eu am nevoie de ambele aspecte pe care Dumnezeu le-a lucrat prin Fiul Său. El este mielul lui Dumnezeu, El botează cu Duhul Sfânt. Acolo e vorba de nu ce mi se întâmplă, ci de ce face Hristos. El deschide porțile împărăției. Dacă intru prin ele, trebuie să ascult discuția cu Nicodim. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci condiția de a beneficia de lucrarea istorică a Domnului Iisus Hristos este să deschid ușa, să-L primesc pe El, să cred în El.
Nimeni din sală n-a urmărit? Nu sunt. Nu sunt întrebări. Înseamnă că eu am fost foarte clar. Așa avea eu totuși. Ce bine că nu sunt întrebări. Cei din sală se mai trezesc. O nelămurire oarecum. A fost citat momentul formării bisericii în care Iisus suflă Duh Sfânt peste ucenici, iar mai apoi, în versetul 5, veți fi botezați. Dacă a fost suflat un Duh Sfânt peste ei, conform tiparului hotărât, de ce era nevoie sau ce înseamnă, da? Ce înseamnă, de fapt? Domnul Iisus, ca să te ajute să înțelegi botezul cu Duhul Sfânt, respectiv Duhul Sfânt prin Petru sau prin Luca, cel care scrie Faptele Apostolilor, vine și aduce trei aspecte. În primul rând, făgăduința Tatălui. Și noi am vorbit doar de făgăduința Tatălui. Apoi zice, despre care v-am vorbit eu? Unde să mă duc? Păi trebuie să mă duc în Ioan, capitolul 14, la 16. Acolo le-a vorbit despre venirea Duhului Sfânt. Dacă nu mă duc eu, Duhul nu va veni la voi. Dar pe urmă zice, Ioan a botezat cu apă, voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Nu, acum aș lega de aspectul ăsta, Titi. Ce s-a întâmplat la botezul Domnului Iisus Hristos în Iordan? A venit, Ioan a zis, nu, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Lasă, Ioane, să facem ceea ce trebuie împlinit. Ioan îl lasă, îl botează și în momentul în care el iese din Iordan, se deschide cerul, Tatăl vorbește și Duhul Sfânt coboară peste el. Ce se întâmplă? Domnul Iisus n-avea Duhul Sfânt? Nu. Dar ce simbolizează botezul lui în Iordan? Începutul lucrării publice a Domnului Iisus Hristos. Da? Începutul lucrării publice a Domnului. Duhul l-a dus în pustie să fie ispit de diavolul, după care s-a dus în sinagoga din Nazaret și a anunțat platforma program și și-a început lucrarea, pe care a isprăvit-o prin înălțarea lui la cer. Acum, dacă iau botezul lui Ioan și iau botezul cu Duhul Sfânt, ce simbolizează botezul lui Ioan? Începutul lucrării publice a Domnului, a lui Hristos. Ce simbolizează botezul cu Duhul Sfânt? Începutul lucrării publice a trupului lui Hristos. Da? Între a primi Duhul Sfânt și a porni, pentru asta veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și îmi veți fi martori. Ei au trebuit să iasă în mijlocul lupilor ca niște oi și să plătească cu viața majoritatea dintre ei. Și atunci botezul cu Duhul Sfânt este un act istoric, unic și irepetabil, care marchează inaugurarea lucrării Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt n-a venit să plece, ci a venit să stea și să aplice lucrarea Domnului Iisus Hristos la viața fiecăruia dintre noi. Cum o face? Păi nimeni nu vine la Tatăl, dacă nu-L atrage Tatăl. Dar cum atrage Tatăl ca să vin la Hristos? Ioan capitolul 16, versetele 8 la 11. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât această lume pe care El a iubit-o, Duhul Sfânt o slujește, dovedind și bătând la ușa inimii fiecăruia ca să mă dovedească vinovat și să mă aducă la crucea lui Hristos. Eu pot să zic da sau pot să zic nu. Deci, botezul cu Duhul Sfânt din fapte este un eveniment istoric și irepetabil făcut de Domnul Iisus Hristos însuși. El a rezolvat păcatul, El botează cu Duhul Sfânt. Dar pe urmă Duhul Sfânt își continuă lucrarea și bate la ușa minii fiecăruia să aplice tiparul acesta din Isaia, cruce și venirea Duhului. Fără cele două sau fără ordinea asta, niciunul dintre noi nu putem beneficia de lucrarea Duhului Sfânt. Nu putem beneficia de ea, pentru că într-o inimă murdară Duhul nu poate veni. Poți să strigi, dragii mei, până ți se usucă limba. Dacă Duhul Sfânt nu poate veni în inima ta, te deschizi pentru lucrarea duhurilor străine. Și atunci, mai întâi trebuie să vină curățirea inimii, mărturisirea păcatelor. Până când păcatul nu este rezolvat, tot ce face Duhul Sfânt pentru mine este o flacără de veche. Mă dovedește vinovat. Nu poate face. Dacă ar face mai mult pentru mine, ar dezbina Trinitatea, ar dezbina împărăția lui Dumnezeu. Ori, nicio împărăție nu poate fi dezbinată împotriva ei ca să dăinuiască. Nici a demonilor, nici a Domnului, da? Și atunci, dacă știu
funcția Duhului Sfânt, dacă știu cum lucrează Duhul Sfânt, pot evita o mulțime de lucruri care sunt în jurul meu și care mă tentează într-un fel. Cui? Cine n-ar dori experiențe? Vă spun, nu este un dar duhovnicesc care să nu poată fi contrafăcut. În toată cartea Apocalipsa, doar duhurile dracilor fac minuni. Doar duhurile dracilor fac minuni. Creștinii plătesc cu viața, da? Și cu închisoarea. Și atunci mă întreb, care-i dovada faptului? Doar roada Duhului nu poate fi contrafăcută. Noi vom intra din ianuarie în 1 Ioan și Ioan vorbește, să știm că suntem născuți din Dumnezeu. Ridicați mâna, careva din voi, care știți că sunteți născuți din Dumnezeu. What? Cum să știu că sunt născut din Dumnezeu? Cum să pipăi lucrul acesta? Cum să-l număr? Cum să-l cântăresc? Cum? Și atunci te întreb, dacă de aproape 70 de ori Ioan în scurta lui epistolă, 5 capitole, vorbește despre știm, avem, cunoaștem, 70 de ori. Dom'le, care-s dovezile faptului că sunt născut din Dumnezeu și că cred în Domnul Iisus Hristos? Faptul că vorbesc în limbi și dracii vorbesc în limbi, dragii mei, și toate religiile păgâne aveau vorbirea în limbi și prorociile. Uitați-vă la tot ce se întâmpla în secolul I. Faptul că, nu. Ioan îți dă doar două dovezi. Ascultarea de Dumnezeu, care se desface pe două ramuri. Trăirea în curăție, adică păzind poruncele Dumnezeu și iubindu-ți frații. Dacă astea două nu sunt acolo, restul-s falsuri, dragii mei. Și atunci te întrebi, cum verific lucrurile? Păi, lasă Biblia să spună cum să le verici, nu ce-ți spun alții și cărțile care le citiți, ci lasă Biblia să spună cum verifici lucrurile greu de verificat, pentru că nu poți nevăzutul, n-ai cum să-l atingi, dar ceea ce nu poți palpa și cântări, ai cum să dovedești. Și atunci dovezile trebuie să vină. Duhul Sfânt operează cu două instrumente, sabia Duhului și comunitatea Duhului. Două instrumente. Ori dacă păzirea poruncilor este prezentă în viața mea, înseamnă că sabia Duhului operează. Și dacă iubesc pe frații mei, înseamnă că comunitatea Duhului. Înțelegeți? Și atunci am elementele acestea și elementele acestea îmi dau liniște și siguranță. Celelalte mă pot înșela. Mă pot înșela. N-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minune în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău. Bă, pare rău, nu v-am cunoscut niciodată. Plecați de la mine, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Păi ar fi o tragedie să-mi adorm conștiința și la judecată să mă pomenesc în fața lui Hristos cu privirea rece care, zice, în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Titi s-a lămurit un pic lucrurile. Deci, botezul cu Duhul Sfânt marchează începutul lucrării publice a bisericii, a Duhului Sfânt, pentru că sunt faptele nu apostolilor, ci a Duhului prin apostoli. Și atunci când te uiți la felul în care a lucrat Duhul lui Dumnezeu în biserica primară, acolo vezi cele două lucruri. Mai am și eu o întrebare. Ridic o mână să te văd pe unde ești. Că... Aici. Da? Te rog. Legată de Isaia 22:14. 22:14. Da. Legată de partea că nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri. Asta are legătură cu partea asta care a spus cu adormirea conștiinței, cu liberul nostru arbitru, adică Petru s-a lepădat de Iisus, dar a găsit iertare și după aceea ce mare apostol și ce mare ucenic a fost. Unde e diferența? Adică diferența nu-i una, asta înțeleg eu, nu-i una exterioară, adică omul ăla a făcut păcatul ăla mai grav decât ăla, ci pare a fi una interioară și una legată de liberul arbitru și de acțiunile cumva viitoare a pocăinței, care dacă nu există, atunci Dumnezeu se pare că nu mai acum, acționează. Am înțeles bine? Sau? Nu îmi vine în minte contextul versetului pe care l-ai citat tu, dar dacă m-aș gândi la sensul întrebării tale, atunci aș cita un text din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 17. Orice nelegiuire este păcat,
dar este un păcat care nu duce la moarte. Cum poate fi adevărat versetul acesta când plata păcatului este moartea? Da? Un păcat care nu... Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Cum se poate ca un păcat să nu ducă la moarte într-un singur caz, când îl rezolvi în sângele lui Hristos? Pentru că există soluție pentru păcatul respectiv. Pentru ce nu există soluție? Nu există soluție pentru nepocăință. Pentru nepocăință, pentru faptul că îl calc în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, batjocoresc Duhul Harului și pângăresc sângele legământului cu care am fost sfințit. De aceea hula împotriva Duhului Sfânt, păcatul de moarte sau păcatul care duce la moarte și tăierea din măslin, toate astea sunt sinonime. Și atunci orice păcat poate fi iertat. Citez acum din nou din capitolul 1. Dacă zicem că avem părtășie cu El, versetul 6, și umblăm în întuneric, adică cu păcate dosite, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Ce înseamnă umbla în lumină? Umbla în lumină înseamnă a-ți pune păcatul pe frunte, a-l mărturisi, a-l scoate la lumină. Pentru că doar așa sângele lui Hristos, capitolul 2, versetul 1, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, deci există posibilitatea ca cineva să păcătuiască, avem la Tatăl și jertfă de ispășire și mijlocitor. Da? El este o jertfă de ispășire nu doar pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumii. Și de aceea păcatul poate să nu ducă la moarte dacă rezolv. Dar mai trebuie să știu ceva. Păcatul face trei lucruri în viața mea. În primul rând mă minte. În al doilea rând mă înfășoară lesne. Și în al treilea rând mă împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă mă desparte de Dumnezeu cel viu. Și atunci, ce sfat îmi dă Biblia? Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. Păcatul trebuie rezolvat în momentul în care Duhul Dumnezeu ți l-a dus înainte. Sau fratele ți l-a dus înainte. Sau, da? Și nu la întâmplare David zice, nu îmi ține socoteală păcatele făcute în neștiință. El, dar păcatul trebuie mărturisit. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Și atunci unul dintre noi nu trebuie să fie acuzat de cel rău, să se lase acuzat de cel rău. Tu nu mai ai iertare, tu nu mai poți fi primit înapoi. Nu e adevărat. Dragii mei, astea sunt minciunile celui rău. Minciunile celui rău. Ci oricare dintre noi, indiferent ce s-a întâmplat în viața noastră, ne putem ridica, ne putem mărturisi păcatul și putem să o luăm de la capăt. Relația cu Dumnezeu este refăcută.